Eu? Dar ce s-a întâmplat, știți să-mi ziceți? Răniți, morți? Descarcerare sau au ieșit? Și-a dat în bolovan ăștia de... Ați reușit să vorbiți cu el? V-a zis ceva, vreun motiv? Sau urmează să primiți, nu știu exact, că e departe de mine și nu mai știu cum e cu încadrarea în timp, cu elicopterul smurt un pacient de la spitalul din Caransebeș, victima unui accident rutier, fost polițist. A ajuns la spitalul județean. Acum nu știu să vă spun foarte multe despre el, atâta m-au informat colegii că au încheiat misiunea. Am fost informat numai de colegii de la elicopter că și-au încheiat misiunea și colegii de pe mașină că l-au adus la spital. Da, este încă în viață. Da, l-au adus în viață, da. În cursul zilei de astăzi, 31 ianuarie 2013, pe raza localității Poiana Mărului s-a produs un accident de circulație, în urma căruia a rezultat sfătămarea corporală gravă a conducătorului auto. Din primele verificări rezultă că acesta a condus autoturismul pe drumul județean 683 și pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum a intrat în a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un gard care avea în componența sa tâlpii metalice. În urma impactului, conducătorul auto a fost proiectat afară din autoturism și a fost găsit cu ocazia cercetării la fața locului pe partea carosabilă. La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție și ambulanță care l-au transportat la unitatea medicală de la Caransebeș, ulterior fiind preluat cu elicopterul smurt și transportat pe destinația Timișoara. N-au mai putut să-i facă alcool testul. Nu. Deci sigur nu i-a putut face alcool testul, în situația asta se prelevează probe de sânge. Deci probe de sânge și urmează abia mâine, da, să aflăm dacă a fost în stare de ebrietate sau nu. Da. Mulțumesc.